Începând cu data de 1 iulie a intrat în vigoare noul contract cadru care reglementează multianual condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Reglementările nou introduse au ca obiective consolidarea prevenției în sistemul de asigurări sociale de sănătate, dar și îmbunătățirea accesului la servicii medicale prin extinderea pachetului de bază, având drept scop depistarea precoce și tratare în faze incipiente a bolilor. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara au organizat astăzi o conferință de presă, în cadrul cărei au prezentat situația la nivelul județului. Totodată au crescut fondurile pentru investigațiile paraclinice, iar fondurile alocate spitalelor au fost suplimentate, în speranța că timpii de așteptare vor scădea. Spitalele au fondurile asigurate la maximum posibil, au crescut fondurile pentru investigații paraclinice, pentru analize medicale, pentru CT, RMN. Ne dorim ca să scădem permanent timpii de așteptare pentru programările la aceste investigații și cred că ne aflăm pe un trend bun, pozitiv din acest punct de vedere. Monitorizăm foarte intens și calitatea actului medical, nu vom face niciun fel de concesii. Noi ne respectăm partenerii instituționali și contractuali, dar mai mult ne interesează cum, cât de bine sunt tratați hunedorenii în spitalele noastre și în toate sediile tuturor furnizorilor de servicii. Există și câteva noutăți în contractul cadru. Sunt servicii noi care sunt decontate, atât în medicina primară, la medicina de familie, se decontează servicii pentru persoanele între 40, consultații pentru persoane între 40 și 60 de ani și pentru tinerii între 18 și 39 de ani pentru a depista la timp riscul de dezvoltare a bolilor cronice. Practic, cheia de boltă a contractării pe anul 2023 este prevenția. Prevenția eficientă înseamnă costuri reduse pentru sistemul de sănătate, dar și o creștere a nivelului sănătății publice în general.